3, articolul 134 și articolul 196, fiecare cu alineatul 1, din codul administrativ și are dispoziție primarului Comunei Ardealul 145 din 18 a 8, a fost convocat în ședința ordinară de astăzi. Din 12 consilieri locali, sunt prezent toți, ședința este legal constituit cu toate cele de lucrări. Așa, având în vedere prevederea articolului 138, alineatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, procesul verbal a fost adoptat în anumitate din codul. Așa, la ședință se face pe decalificarea datorii agenției ordinare, domnul Vescu TV. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 123, alineatul 1 din codul administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Dar ce domnul vice a prezidat trei luni și s-a expirat perioada. Acum, vă rog să faceți propuneri. Domnul Bola? Da, propun ca Andrei Rață să fie următorul președinte. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Deci, domnul Rață, domnul președinte, vă rog să 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 vă mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citirea ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind alegerea ședinței precum următoarele trei luni. Inițiator, primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este în funcție de raportul cu departamentul de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economice și sociale, buget. Deci nu mai e. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuală și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, instalație fotovoltaică pentru consumul propriu comun al Ardealului de Bacău. Inițiator, primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este soțit de raportul cu departamentul de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează cele trei comisii. 3. Proiect de hotărâre privind necesitatea modificării HCL numărul 7 din 31 aprilie 2023 privind aprobarea utilizării sumei de 1.215.240 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor, secțiunea de dezvoltare. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiect de hotărâre este soțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisie care avizează cele trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru semestrul 3 al anului 2023. Inițiator, primar Victor Diaconu. Proiect de hotărâre este soțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisie care avizează cele trei comisii. Proiect de hotărâri pentru modificarea HCL numărul 12 din 22-2023 privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje și prin comună Ardealul Județul Bacău. Inițiator, primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este soțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează cele trei comisii. 6 diverse, dar mai sunt 7 proiecte de hotărâre introduse pe ordinea de zi. Nu. Supun pe aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de Consiliu pentru următoarea de ședință pentru următoarele trei luni. S-a ales. S-a ales. Comisia 1. Comisia. Comisia 1. Domnul Moise Cosmin. Comisia Orare. Comisia 2. Domnul Pădurarul Remus. Comisia Orare. Comisia 3. Domnul Diaconu Nicolae. Comisia Orare. Fac cuvântul domnului secretar general pentru prezentarea raportului de specialitate. Da, nu s-a discutat. În asta nu mai este. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu mai dorește.
Supun la votul proiectul hotărâri în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct de ordine de zi. 2. Proiectul hotărâri privind aprobarea notei conceptuale a 6.000 de proiectare pentru obiectivele de investiții instalați fotovoltaică pentru consumul propriu comun al doilor județul Bacău. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Disfavorabil. Comisia numărul 2, domnul Tadurar Remus. Disfavorabil. Comisia numărul 3, domnul Deacon Neculai. Disfavorabil. Dau cuvântul doamnei Gela Sănescu, dar s-a vorbit în comisii, deci propun spre la votare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind necesitatea modificării HCR numărul 7 din 31.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 1.215.240 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Abisalorare. Comisia numărul 2, domnul Pădurarul Reamus. Abisalorare. Comisia numărul 3, domnul Deacon Neculai. Abisalorare. Deci s-a discutat în comisie, deci supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Ce cel următor? Proiect de hotărâre privind citarea bugetului local pentru trimestrul 3 anul 2023. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Disfavorabil. Comisia numărul 2, domnul Pădurarul Remus. Disfavorabil. Comisia numărul 3, domnul Deacon Neculai. Avis favorabil. S-a discutat în asta, dar supun la vot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trece la următorul punct al ordinei de zi. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCR numărul 12/2/2023 privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciului local de bază prin achiziția de utilaje în comuna de Oran, județul Bacău. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Comisia numărul 2, domnul Pădurarul Remus. Comisia numărul 3, domnul Deacon Neculai. Avis favorabil. S-a discutat în comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. La punctul 6, diverse, dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt. Domnul Da, vreau să te... la pot să scrii ceva la licitație pentru... Da. Da. Da, scris. Mai urmează procedura, niște pași de urmă. Deci pentru o lună de zile... Anul ăsta s-a apucat din el. Da. De fie bun din apă. Da. Fiind epuzate toate problemele la ordinea de zi, de plan închis să lucrez la ședinție.